Trebuiau să facă ordine în țară, dar au fost reținuți pentru un șir de acțiuni ilegale. Vorbim despre 9 angajați din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, ei fiind suspectați pentru corupere pasivă. Conform informațiilor oferite de organele de drept care au monitorizat suspecții 6 luni, aceștia ar fi extorcat și primit de la conducătorii auto diferite sume de bani pentru a nu le întocmi procese verbale cu privire la încălcarea regulamentului circulației rutiere. Dacă li se va adeveri vinovăția, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen maxim de 5 ani.